A plecat peste hotare cu speranța de a-și făuri un viitor mai bun, dar a căzut capcană traficanților. Vorbim despre o femeie din raionul Nisporeni, care acum câțiva ani a fost impusă să se prostitueze în Turcia. A reușit să scape din captivitate, însă nenorocirile nu o ocolesc nici până acum. La sfârșitul anului trecut a fost bătută cu bestialitate și a rămas fără un rinichi. Iar pentru că nu poate avea grijă de fiica sa, a fost decăzută din drepturile părintești. Echipa emisiunii Oameni pentru Oameni, în parteneriat cu Fundația de Binefacere Mironșor, i-a oferit o mână de ajutor acestei familii, reușind să-i aducă un strop de lumină în sufletele copleșite de durere. Nadejda a decis să plece la muncă peste hotare la vârsta de 19 ani, după ce i s-a propus să activeze într-un restaurant din Istanbul, însă odată ajunsă acolo a găsit o altă realitate decât cea descrisă de cei care i-au făcut propunerea. Mi-a dus într-o casă de asta care stau fietele. Am stat vreo 3 zile închis. Pe matraș ne aduce mâncare, îmi dă de capi, nu mă deschide ușa și ne aruncă capii. Tânăra a reușit să ajungă acasă abia după ce a fost deconspirată schema de proxenetism. Nenorocirile s-au ținut însă lanț de ea. Mai târziu a aflat că în Turcia s-a infectat cu virusul HIV. Deși soarta a fost prea dură, Dumnezeu a binecuvântat-o cu un copil care are acum 9 ani. La finele anului trecut, Nadejda a avut parte însă de un adevărat calvar, fiind bătută cu cruzime de un consătean. În urma acestei situații, femeia a rămas cu sechele. Astfel, la sfârșitul lunii februarie, a suportat o intervenție chirurgicală, fiindu-i înlăturat un rinichi. Dar el o lua ștacheta și o pus-o de urmă la schinare. Și m-a luat și m-a pălit între aici. Cam vă jumătate ceas odată mine. Pe numele agresorului a fost pornit un dosar penal. Femeia își dorește ca bărbatul care a bătut-o cu bestialitate, din cauza căruia a rămas fără un rinichi, să fie tras la răspundere. Era atât, bucățele, n-a putut să alegi nică de întrâns. Spun, nu ești putierii care când ești cu doi, nu noapte pe mine mai mult mă înțap cu asta, așa e deodată. N-am drept să ridic deloc. Pentru că trăiesc într-o sărăcie lucie, iar Nadejda are nevoie de o perioadă lungă de reabilitare și nu poate avea grijă de fiica ei, autoritățile locale au decis ca femeia să fie decăzută din drepturile părintești, iar fetița să fie plasată într-o altă familie din raion. Pentru a salva situația, sora Nadejdei a decis să ia copila sub tutela sa. De el poate să-l întoarcă rinichi înapoi? N-l pot. Să-l dea înapoi. Lasă-l dea pe al lui. Să trăiesc eu. Să recunoască dreptate. Ia ca asta vreau. Mi-a fost jeliș, adică am insistat să-mi fac tutelă pe mine, să rămâi fată. Să rămâi fată lângă mamă și lângă mine. Soră, da, sunt de acord. Sunt de acord că eu pot să o văd. Pot să mă duc să o văd, dar la altcineva că să o dea, eu nu. Eu fără dânsa nu pot. Eu dacă mi-o iau, eu nu mai trăiesc. Marcată de povestea acestei familii, echipa emisiunii Oameni pentru Oameni i-a oferit fetiței o canapea și un dulap, de care Elvira se va putea folosi cu drag. Mulțumesc de ajutor și să dea Dumnezeu sănătate. Eu sunt bucuroasă că s-a dus la copil. O să mă stăr foarte, ghinic să-mi iau copilul înapoi. Ajutorul semnificativ a fost oferit datorită partenerului general al proiectului Fundația de Binefacere Mironșor. Nu ratați o nouă ediție a emisiunii în care vă povestim istoria unei mame din raionul Ungheni care crește singură 7 copii după ce tatăl acestora a fost condamnat pentru trafic de droguri. Emisiunea Oameni pentru Oameni începe imediat după ora știrilor.